Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională din Răzina a invitat pentru prima dată reprezentanții mass media din regiune la o conferință de presă pentru a informa publicul larg despre problemele și realizările la 100 de zile de la investirea în funcție a directorului centrului. Jurnaliștii au avut ocazia de a cunoaște regulile și condițiile de studii, au aflat despre problemele și perspectivele instituției. Administrația Centrului de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională a lansat un site în ajutorul viitorilor șoferi, care se pot înscrie online la instruire. Aici ei pot afla condițiile contractului, orarul lecțiilor și zilele examenelor. În presă a apărut o sumedenie de articole care... Vă zic, scaută, cine este vinovat, care a spus întrebarea instructorului. Noi, sigur că nu suntem chiar cu stea în frunte, dar pe parcurs, adică ne restructurăm și încercăm și noi să găsim varianta cea mai bună. Potrivit administrației centrului, 70% din absolvenți susțin din prima examenul de calificare. Un nou autoturism procurat recent este prima achiziție din ultimii 7 ani. Turismul care l-am procurat la sfârșitul lunii trecute, ne dorim că să nu fie ultima procurare a noastră. Vă zic că e prima, dar eu sper că să noim parcul de automobile pe parcurs. Măcar în fiecare an câte o autoturism. Ion Artin instruiește viitorii șoferi timp de 30 de ani și spune că nu este de acord cu unele afirmații, cum că numărul accidentelor rutiere crește din cauza instruirii proaste a șoferilor. În primul rând, străle drumurile. În loc șoferii se iei seama de drum, tot timpul se căcată fiecare groapă, cum să o înconjoare, cum să margă. Da? Ia că asta e prima și prima întrebare. Instruirea merge după program. Cum e programa, noi așa facem instruire. Asta este cea mai actuală problemă în zilele noastre, la traficul modern. Cauza nu poate să fie unică, fiindcă și numărul de autovehicule s-a mărit considerabil pe carosabile, și starea drumurilor, cu păreri de rău, nu se îmbunătățește, dar merge înspre rău. Și lățimea drumului, asta să are în vedere toată care este starea noastră reală a drumurilor. Și de multe ori, din păcate, este și factorul uman, omul. Conducătorul care este la volan, el trebuie să fie responsabil, să respecte, să cunoască și să fie protejat. Directorul spune că pe lângă realizările care i-au reușit în primele 100 de zile de la investire în funcție, centrul mai are de soluționat și multe probleme. O concurență neloială, nesănătoasă. Avem probleme cu baza materială, ne-am dorit ca autocamioanele să le schimbăm ca să fie cu un consum mai redus, ca să nu afecteze, să nu bată la buzunar cursanței, ne-am dorit instruire la categorie D1 tinerii, fiindcă dacă la D studiază la 24 de ani, dar la D1 la 21, pentru asta întrebește un microbus. Achiziționări, adică de tehnică, achiziționare tehnică și lasă de dorit. Școala Auto din Răzina are 22 de angajați care instruiesc anual peste 500 de specialiști la 7 categorii de calificare. Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională din Răzina a fost inițiat sub formă de club sportiv tehnic acum 45 de ani. Asemenea, centre sunt 2 în Republica Moldova, la Răzina și la Cahul. Ina Komarovski, Ruslan Șolcan, Răzina, fiți la curent!